Zeul etnografic Anton Badea din Reghin va găzdui un atelier culinar acasă la bunica, prin care 16 copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani vor deprinde meșteșugul coacerii pâinii tradiționale. Înscrierile au fost deja făcute, iar întreaga activitate va avea loc în interiorul căsuței din Hodac, aflată în curtea instituției de cultură. Este un mod de socializare și de educație culinară necesară în condițiile în care tot mai mulți români încep să facă pâine în casă și sunt interesați să mănânce sănătos. Gusturile se cultivă și sunt educabile, de aceea dorim să-i orientăm pe copii de la o vârstă cât mai mică spre ceea ce reprezintă un mod de viață simplu și sănătos, desprins din tradiție. În copilărie la bunici totul era bio. Copiii vor învăța care sunt procesele de facere a pâinii, de la frământare la dospire și coacere, într-un cadru intim, așa cum se făcea odinioară în lumea satului. În plus, acasă, la bunica, vor asculta și povești și mituri. Bunica Zanfira este purtătoarea tradițiilor orale, ne va spune mituri și superstiții legate de pâine, ne va spune povestea pâinii sau. Drumul pâinii, care este o incursiune în lumea bobului de grâu, de la însămânțare până la pâinea de pe masă, cu trecere prin toate etapele care fac ca pâinea să fie nedespățită de om. Pâinea este și simbolul hranei esențiale. În gândirea tradițională românească, pâinea are o simbolică în totalitate benefică. Pâinea tradițională este făcută fără daosuri, fără drojdie de bere sau alți agenți chimici de dospire, ci doar cu plămădeală și cu amestec de apă și făină. Este cea mai simplă și mai sănătoasă pâine.